Trăiește la noi în țară, de la munte până în delta Dunării. Seamănă cu porcul domestic, dar are o înfățișare deosebită. Capul, dar mai ales botul, este arma lui împotriva dușmanilor, deoarece de colții lui se ferește chiar și ursul. Eu sunt Gabriel Icosa și în episodul de astăzi vorbim despre Sus Scrofa. Porcul sălbatic, însă pentru mulți din noi, denumirea de mistreț este mult mai comună. Porcul domestic este atât de diferit în ceea ce privește forma, mărimea, dar și culoarea de un mistreț, încât nici nu ai crede că la origine este de fapt un porc sălbatic. Mistrețul are un păr mult mai aspru, are un cap mare și este înalt la greabăn. Când îl privești, îți dă impresia că este o bestie, chiar seamănă cu bestia din Frumoasa și Bestia. Puterea lui stă în gât și în cap. Râtul este un adevărat plug ce ară pământul, însă colții lui mari, lungi și îndoiți sunt adevărata lui armă, de aceea din calea lui se ferește nu numai câinile vânătorului, dar și ursul. Acești colți sunt echivalentul unor pumnale ce pot spinteca cu ușurință burta oricărui dușman care se apropie de porcul sălbatic. Nici măcar o haită de lup nu îl atacă dacă aceștia nu sunt flămânzi, deoarece se tem pentru viața lor. Pielea groasă de pe ceafa mistrețului este un adevărat scut pentru zona gâtului. Există aici o placă cornoasă groasă de aproape două degete, formată din pielea îngroșată și de un strat suplimentar de noroi și rășini. De multe ori, chiar și gloanțele vânătorilor sunt aproape ineficiente în această zonă. În rest, corpul lui este acoperit cu un păr lung, mult mai lung și mai des decât al porcului domestic. În pădurile noastre trăiesc liber și nu prea are cine să-i alerge în afară de vânători. Porcului îi place mult să stea în păduri, în locuri cât mai ferite de ochiul omului. Totuși, are un obicei foarte asemănător cu cel al rudei sale îndepărtate, hipopotamul. Îi place să stea prin apropierea apelor, dar cel mai mult îi place să se bălăcească în mocirlă, mai ales în zilele caniculare. Se hrănește în principal cu ghinde, rădăcini, dar nu pierde ocazia și mănâncă chiar și insecte, șerpi, ouă de păsări sau șoareci de pădure. Nu ai crede, dar mistreții mănâncă de toate, doar sunt animale omnivore. Toamna, când fructele sunt coapte, se îngrașă bine, însă tot în această perioadă este și cel mai stricător. Are obiceiul să iasă noaptea din pădure, pe ogoare, unde mănâncă porumbul sau cartofii, dar poate distruge și alte culturi. Deși primăvara este anotimpul dragostei, la mistreți tot toamna încep luptele pentru femele. Vierii, pentru că așa sunt numiți masculii adulți, se luptă între ei cu furie. Fac zgomot, se împing, dar cel mai important își folosesc colții ascuțiți și ajung să își provoace răni grave. După o luptă zdravănă, masculul învins se retrage grohăind, însă învingătorul se va bucura împreună cu scroafa, care de obicei așteaptă liniștită prin apropiere. Uneori mă întreb dacă femela chiar asistă la luptele astea. După 4-5 luni, femela va naște de obicei între 4 și 10 godaci, care la prima vedere se deosebesc de părinți. Părul lor este de culoare gălbuie, cu dungi albe și negre în lungul trupului. Pe când la adulți au culoarea părului de un negru cenușiu iarna și vara sunt mai roșcați. Purcelușii sunt foarte vioi, se joacă toată ziua și sub protecția mamei nu au nicio grijă. Totuși, dacă se întâmplă să se piardă vreun pui de mamă, acesta este în pericol deoarece pericolul îl pândește la orice pas. Până și cu mătra vulpe este interesată de o astfel de pradă. Având hrană din belșug, prădători naturali foarte puțini, mistreții au ajuns să se înmulțească în voie. În unele locuri sunt atât de mulți încât culturile agricole sunt în pericol. În delta Dunării, insulele de plaur de multe ori duc cu ele și câte o familie de mistreți. Mistreții de plaur, pentru că așa mai sunt numiți, sunt mai înalți în picioare și au colții mult mai mari decât cei din păduri.
Dacă ți-a plăcut acest episod în care am vorbit despre mistreți, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi. Abonează-te chiar aici dacă nu ești abonat la acest canal. În partea mea stângă ai alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.